Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, este sâmbătă, este ora 2, deci știți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Da, este timpul pentru ediția săptămânală de știri. Unde de data asta avem niște subiecte absolut caragioase și sălbatice, evident, și multe chestii interesante despre jocuri. Dar hai să vă zic așa, unul dintre subiectele astea, cum ar fi că poți face bani lucrând în Roblox? Da, nu este o glumă, o să aflați mai multe minutele ce urmează. Sau tocmai a fost vândut un skin de CS în valoare de $1,000,000 sau peste $1,000,000. Cum vi se pare treaba asta? Ziceți voi dacă nu sunt niște știri cu adevărat sălbatice. Evident, pe lângă toate astea avem și câteva update-uri cu privire la anunțurile ce au fost făcute zilele trecute și aseară la Summer Game Fest, plus o grămadă de alte întâmplări în lumea jocurilor video. Dar pentru toate astea, oameni buni, ce vă rog eu, că de obicei mi-am incus dacă colșa ar fi super drăguț din partea voastră și hai mă să vedem ce Dumnezeule s-a întâmplat în industria asta în ultimele 7 zile de când nu ne-am mai auzit. Începem evident cu ce spuneam mai devreme, cu magazinul din Roblox care te angajează și faci bani. Bă, bune, ești plătit pe oră, gen 14 euro pe oră sau ceva de genul acesta. Ikea că și-a deschis un magazin în Roblox unde oamenii care lucrează acolo în spiritul roleplay-ului sunt plătiți cu 14.80 euro pe oră. Și că este și un post destul de competitiv să lucrezi în Ikea Roblox și interviul că e destul de hilar. Acum nu am stat să mă uit exact cam care este treaba, dar mi se pare insane că așa ceva există și sper totuși să nu fie o glumă, că dacă este o glumă, este cea mai tare glumă pe care am auzit-o în ultima vreme, dar ce drept nu mă miră, pentru că în Roblox se întâmplă atât de multe chestii mereu. Chestia asta nu este ceva tocmai mega extraterestru, așa că pregătiți-vă uniforma de Ikea de pe Roblox și dați-i tare. Eu mi-am luat uniforma de Lidl, dar mi s-a făcut cald și a trebuit să dau tricou jos dacă vreți să o luăm așa. Aseară a fost Summer Game Fest și evident s-au arătat câteva jocuri destul de interesante, doar că înainte de toate, înainte de eveniment, Jeff ne-a cam dat așa un micuț hint înainte și ne-a zis, bă, nu vă agitați prea tare cu evenimentul de anul acesta pentru că nu este la fel de pompos cum a fost în anul trecut. Și ce de cam așa a fost, pentru că, după cum bine știți, anul 2024 a fost așa un pic mai agitat din alte aspecte. Dacă în 2021 am avut probleme cu pandemia și efectele sale se simțeau destul de tare, ați fi surprins să realizați că și în 2024 încă mai suntem afectați de lucrurile ce s-au întâmplat în 2020-2021. Pentru că, da, în perioada aia s-au făcut și multe angajări, multe schimbări, consumul era mult mai diferit și, da, după aia a venit inflația și chestii de genul ăsta. Dar s-au întâmplat lucruri mai nașpa, în ideea că anul 2024 este plin de concedieri, da? Știți că zilele trecute făceam, sau bine, săptămânile, lune trecute, vă tot spuneam de Xbox care a dat oameni afară, PlayStation care a dat oameni afară, EA și mulți alții care au dat oameni afară, studiouri închise în stânga și în dreapta. E bine, uite, vine și Avalanche Studios care ne spune că și ei au dat afară 50 de oameni și Behavior Studios au dat și ei afară 95 de oameni. Deci, cumva suntem într-o dizolvare a unor firme mari sau cel puțin o restructurare a lor, pentru că evident aceste firme mari poate și-au luat niște idei în cap și poate ați observat că a scăzut cumva calitatea jocurilor mari, dar în același timp trebuie să luați în considerare că a crescut raportul de calitate când e vorba de jocuri indie. Foarte multe jocuri indie apar zi de zi, super mișto, plină de creativitate și pe care vă încurajez să le căutați și să le încercați, le găsiți pe Steam și pe multe alte platforme de genul acesta. Dar lăsând toată situația asta, pentru că aș vrea să fac un video special în care să vă explic puțin cum stă treaba cu 2024 și de ce sunt puține lansări sau nu sunt niște lansări senzaționale, pentru că am adunat câteva idei, să zic așa, pe care aș vrea să le expun în fața voastră. Poate vă ajută să vă mai calmați puțin cu depresia asta pe care am tot văzut-o și prin comentarii pe aici, că vai doamne, nu avem niciun joc fain, nu, nimic, nu mai apare nimic interesant, ce ne facem până în 2025? Calmați-vă. Trecem mai departe la o altă firmă care este fix opusul industriei în momentul de față. Da, ați fi surprins să auziți, dar sunt unele firme mari care o duc bine rău de tot. Bine, sau sunt pe profit, dacă e să o luăm în felul acesta, și anume vorbim despre Capcom, care ei nu au probleme. În timp ce întreaga industrie suferă în stânga și în dreapta, Capcom ne spune că eu să continue să scoată jocuri AAA într-un mod constant cum au făcut-o până acum, evită orice sistem de ăsta de live service de monetizare, așa cum își doresc multe dintre companii, cum na, vrea și EA, cum vrea și PlayStation, vrea și Xbox, cum au vrut mulți și să aibă acest joc online și să bagi acolo content și expansion-uri și skin-uri și tot încât să te facă să dai bani în continuu. Capcom nu are genul ăsta de joc sau cel puțin nu le-a trecut prin cap o idee de genul ăsta și uite că ce au scos ei până acum chiar au
fost niște profituri destul de bune. Și iarăși un lucru foarte important, nici nu încearcă foarte tare să fie pe placul tuturor așa cum fac unele firme, Ubisoft, și nu vin cu tot felul de idei și schimbări dubioase când vine vorba de ce ar trebui să se întâmple în jocurile lor, ceea ce mie mi se pare foarte, foarte tare. Și îi respect pe cei de la Capcom că au început să scoată jocuri din ce în ce mai bune de la, cred că de prin 2018-2019 au început să-și revină puțin, pentru că din ce mi-aduc aminte de la alți youtuberi mai mari din afară, știu că erau foarte mult supărați pe faptul că, vai doamne, Capcom nu mai aduce nimic interesant, pana mea e nașpa că până și Street Fighter, care era o chestie mare a lor, s-a dus la vale și nici Resident Evil nu mai era grozav că scosese 6, care știți că e destul de pârnaie, și pe aia a venit Revelation-ul și toate alea, care nici nu au fost senzaționale. Dar cred că secretul lor este, așa cum spune și Gene Park aici, este faptul că ei se concentrează pe IP-urile care chiar merită, pe IP-urile astea care chiar le aduc profit și care chiar știu ei să le facă cum trebuie. Evident, vin și cu alte lansări, nu senzaționale, chiar și aseară au anunțat ceva joc, parcă s-au arătat mai mult dintr-un joc care mie personal nu mi se părea foarte senzațional, dar au reușit să se concentreze pe Resident Evil, să le facă remake-uri, să le aducă ediții noi care chiar să fie mișto. Monster Hunter, la fel, arată bine, au venit cu ediții noi, au venit cu chestii care să mulțumească fanii de pretutindeni. Street Fighter este în cel mai bun stadiu în momentul de față, cu 6, pentru că arată bine, este un joc care a luat nota 10, și de la mine și de la mulți alții. Dragon's Dogma 2, cu toate că a avut problemele alea dubioase de optimizare pe console și pe PC, cu toate astea este un joc foarte bun. Devil May Cry 5 și ce mai urmează de acum să scoată încolo, cu siguranță o să fie ce trebuie. Deci, hei, Capcom, dă-le și tu un pic din cunoștințele tale și celorlalți oameni din industrie. Știți foarte bine că la PlayStation State of Play s-a anunțat jocul ăla Astro Bot, care seamănă destul de tare cu Sackboy Adventures. Uite, recent chiar am mai avut și un joc Lego cu Horizon Forbidden West. Ăștia au scos, probabil că ați văzut video de dimineață unde s-a anunțat acest joc PlayStation, mă mir că nu l-au pus la State of Play. Ei bine, Astro Bot-ul ăsta, ci că vine cu 3 ediții de joc, așa cum vine oricare alt joc mare, dacă e sub în felul acesta, numai că el nu este chiar mare, este un joc de 50-60 de euro pe acolo, adică la noi se costă undeva 300 de lei, comparativ cu alte jocuri de 70 care ajung la 400 de lei, și avem 3 ediții de joc, evident, ce îți aduc bonusuri. Ediția fizică, ediția digitală și ediția Digital Deluxe, care vine cu niște bonusuri destul de interesante și cred că ăsta este singurul loc unde o să mai vedem Bloodborne pentru o perioadă lungă de timp, dacă e să mă întrebați pe mine. Și în caz de sunteți curioși, să știți că și în Astro Playroom găsiți un nou portal, cum s-ar spune, unde puteți să găsiți niște content nou destul de interesant. Probabil o să descarc și jocul ăsta odată, să-l joc cap-coadă, că nu l-am terminat niciodată și dar îmi pare rău pentru că arată foarte bine și este un tech demo fain rău de tot pentru consola PlayStation 5. Spuneam mai devreme în intro că s-a vândut un skin de peste $1,000,000. Da, probabil că deja știți la ce skin mă gândesc, probabil știți deja la ce joc mă gândesc, dar asta mi se pare o chestie absolut ridicolă și problema nu este ci că s-a vândut chestia asta și că s-a întâmplat, problema este că cineva chiar a fost dispus să dea atâția bani pe un lucru virtual, un lucru ce oricând ar putea să dispară. Da, vorbim despre un case hardened de AK, evident, care cred că este factory new, după cum arată și ce este important, evident, dacă sunteți jucători de CS, știți că dacă ai un case hardened cu foarte mult albastru, valoarea lui crește exponențial de tare, adică dacă ai orice skin cu case hardened și ai mult albastru pe skinul ăla respectiv, așa, tu poți să-l duci pe un market și să-l vinzi un preț mare rău de tot. Și evident, după cum se poate observa, albastru de pe skinul ăsta este senzațional de mare și acoperă aproape toată arma și deci vă dați seama că este super, super rar. Dar să dai $1,000,000 sau peste, bro, n-aș da nici 1000, n-aș da nici 100 pe un skin care pentru mine nu reprezintă nimic, e o chestie pe care nu voi putea pune mâna niciodată și care nu se mi-aducă nicio fericire în viața asta, dar hei, să trăiască Abdul cu investiția lui nebună. Știți foarte bine că duminică avem prezentarea Xbox Showcase, duminică de la ora 8. Dacă vreți să vedeți și voi, posibil să facem iarăși un stream în tandem atât pe Twitch cât și pe YouTube, să facem react dublu și după aia evident să vă aduc și rezumatul, că nu vă pot lăsa așa, dar ci că în cadrul acelei prezentări s-ar putea să avem un mare reveal din partea Xbox-ului, unde avem consola aia portabilă? Eu nu știu ce să zic, mie mi se pare știrea asta puțin cam trasă de păr, pentru că
au fost câteva indicii că e posibil să vină acest portabil Xbox, dar nu pare să fie neapărat genul de dispozitiv pe care ai vrea să-l vezi de la Xbox, dacă e să mă întreb pe mine. Adică PlayStation Portal nu este tocmai cel mai mare succes pe care l-am văzut până acum pe piață, deci mă îndoiesc. Iar următoarea chestie pe care e posibil să o vedem și cumva cred, dar nu sunt 100% sigur că o să se întâmple asta, vorbesc despre alte jocuri de Xbox și ar trebui să ajungă pe PlayStation. Și aici că s-ar putea să fie vorba despre un Halo Remastered. Mă, mie cam greu să cred că o să anunțe asta la un Xbox Showcase, dar în același timp e o posibilitate. Nu zic nu, Xbox vrea să se lăfăie în tot felul de laude și nebunii, deși e un pas mare, ca și cum ai aduce God of War și multe alte exclusive majore pe Xbox. Deci, cumva strădezi originile, cum s-ar zice. Și o chestie iarăși destul de importantă în legătură cu Xbox-ul, pentru că s-au adunat câteva informații clare despre Xbox. Știți că pe 20 august o să se lanseze jocul Black Myth: Wukong, pe care și eu și voi l-așteptăm foarte, foarte tare. Ei bine, jocul se va lansa pe PS5 și PC, ulterior lansându-se și pe Xbox. Aparent, în urma prezentării de astăzi, unde ne s-a arătat un nou trailer cinematic pentru Black Myth: Wukong, e bine, s-au dat câteva informații, inclusiv cerințele de sistem, care din păcate sunt în chineză, dar dacă îmi dați câteva secunde o să vi le aduc și pe acelea. Și bum, astea sunt cerințele pentru Black Myth: Wukong, a făcut așa o micuță magie acolo, așa, care evident, după cum bine v-ați dat seama, sunt niște cerințe destul de măricele, mai ales că jocul arăta mega impresionant pe partea de grafică, dar nu mă miră. După cum bine puteți observa, se cere neapărat SSD-ul. SSD-ul este noul must al jocurilor, dar ca și cerințe nu sunt chiar atât de senzaționale. Adică încă se cere Ryzen 1600, bine, asta cred că este un 1080p la 30 fps undeva pe acolo. Astea sunt, cred că, fără ray tracing, astea sunt cu ray tracing, din păcate nu știu chineză, așa că nu pot să vă traduc. Asta chiar este chineză, nu? Sper că nu fac semeni japonezi de râs, dar mereu am avut o problemă cu caracterul ăsta și se mai întâmplă să le confund, dar ăla de japonez le mai recunosc, mulțumită-l Duolingo, da? Aia e partea a doua. Dar după cum bine puteți observa, par niște cerințe ok, dar nu prea credibile. La fel cum arată jocul, nu știu dacă un 580 chiar o să facă față, dar hei, dacă o să fie așa, nu zic nu, hei, treaba lor. Trecem acum la Elden Ring DLC, care mare puțin și trebuie să vină și el, cu toate că a avut un micuț leak pe internet și acum sunt și foarte mulți creatori care au încercat DLC-ul înainte datorită unui mediator de la cei de la Bandai. Ni se oferă câteva informații destul de interesante, cumva așa să ne zică cam la ce să ne așteptăm, în ideea că DLC-ul o să aibă undeva între 30-40 de ore, peste 10 plus boss principal și o grămadă de side bosses, peste 100 de arme, bă, asta mi se pare insane, nu știu, din jocul original nu cred că avea 100 de arme, dar totuși avem și 8 tipuri de arme noi și ca și hartă cumva include vreo 3-4 zone din jocul original. Deci se compară așa cu vreo 3 zone din jocul original. Ceea ce înseamnă că DLC-ul o să fie relativ destul de măricel dacă e să o luăm așa și chiar abia aștept să văd ce o să se întâmple cu el. Acum mergem la o altă informație ce a răsărit pe internet în legătură cu Call of Duty Black Ops 6, în ideea că acest Call of Duty Black Ops 6 este listat pe internet ca și DLC pentru Cod HQ. Cumva chestia asta nu mă miră, pentru că dacă e să comparăm calitatea lui Modern Warfare 3 comparativ cu predecesorul, o să realizăm că este un DLC până la urmă, adică campania și jocul de bază care a fost acolo este fix cam aceeași chestie cu ce a fost MW2. Acum, după toate update-urile posibile făcute, nu prea ce că, bine, fanii de COD vor spune că nu este aceeași chestie, deși eu mult cam îndoiesc, pentru că de fiecare dată când mă uit la cineva jucând de Call of Duty, în special Warzone și toate alea, mi se pare că e cam aceeași nebunie, nu prea se vede vreun ceva major adus de MW3. Poate Black Ops 6 o să vină cu ceva mai interesant, dar asta rămâne de văzut totuși dacă chiar așa o să fie, dar oricum, e trist că acel DLC o să costă de la 70 de euro, bă băiatule. PSVR 2 este oficial de acum în drum spre PC, deci mai oficial de atât nu există. Dacă până acum erau doar zvonuri și semi-confirmări de la diverse site-uri, e bine, acum avem și postarea oficială de la PlayStation, unde pe blogspot-ul lor ni se oferă toate informațiile necesare despre acest port de PSVR pe PC. Important este că o să avem nevoie de un device extra, acest transmițător care, evident, după cum puteți observa, se leagă la televizor într-un mod destul de interesant. Acum nu știu exact cum o să
fie și setup-ul pentru acest PSVR 2 pe PC, dar acest extension, adaptor, ce-o-f el, o să ne coste undeva la vreo 60 de dolari. Nu mi se pare neapărat o problemă majoră că na, te mai costă 60 de dolari în plus. Partea nasoală e că multe dintre feature-urile ce făceau PSVR 2-ul interesant, gen eye tracking-ul, tot felul de haptic feedback-uri și toate alea pe care le avea controlerul de PS, nu o să le includă în versiunea de PC. Ce este important totuși e că o să avem o cască VR cu o calitate 4K pe fiecare ochi, ceea ce înseamnă că o să vedem niște jocuri fabuloase rău de tot și o să avem o imagine cât mai clară posibil. Acum rămâne de văzut totuși dacă o să aibă succes acum cu acest nou adaptor ce va sosi undeva prin august, parcă da, pe 7 august. Deci, dacă aveți un PSVR 2 și ați vrut să încercați pe PC, așteptați puțin că o să vină și el cât de curând posibil. Aparent, cei de la Nintendo sunt în căutarea unui angajat Google. Poate acum vă întrebați de ce. Știți că Nintendo au ei niște asasini acolo în caz de se întâmplă niște nedreptățiri față de proprietatea lor intelectuală și aparent s-a aflat că un angajat Google a intrat pe contul Nintendo de YouTube, s-au accesat informațiile de pe acel cont și a licuit toate videourile de pe privat pe care le are Nintendo pregătite pe canal. Asta nu dă bine nici pentru Nintendo, dar nu dă bine mai deloc pentru Google. Pentru că, așa cum spune și John aici, deci Google are acces la informațiile noastre, în special angajați Google. Și dacă este cineva atât de tentat să vadă ce are Nintendo și să și licuiască informația asta, nu vreau să știu ce nebuni au ajuns să lucreze în funcțiile astea mari ce îți oferă, evident, acces la informațiile ascunse pe care le poate avea cineva în contul său de YouTube. Foarte aiurea, foarte nasol și stați un pic că nu se oprește aici toată treaba asta. Chiar YouTube a pornit o investigație, dar nu pe același subiect cu Nintendo, a pornit o investigație în cazul incidentului pentru GTA 6. Știți că trailerul a fost licuit cu mult timp înainte? E bine, din nou cred că s-a întâmplat aceeași situație ca și cu Nintendo aici. Probabil un angajat a preluat videoul și evident după aia l-a dat mai departe. Știm că sunt niște lucruri cât de cât confirmate, că ar fi de fapt un angajat de la Rockstar care fiul său a luat trailerul și l-a dat mai departe sau prietena fiului și nu știu ce sunt. 11.000 de povești, de scenarii pe treaba asta, dar probabil că voi le știți mai bine decât mine. Bă, se întâmplă niște nebunii și aiurea când se întâmplă fix de la niște firme de la care nu te aștepți. În caz de vă întrebați ce se mai aude de Dragon Age, e bine, Dragon Age 4 sau cum ar trebui să numească, nu 4, e Inquisition 3, e bine, noul Dragon Age a primit nume în sfârșit și urmează să avem un clip cu acesta pe 11 iunie de vreo 15 minute, iar acesta se numește Dragon Age The Veilguard, care sper să arate bine și tare vreau să văd cum o să se prezinte el, că abia aștept să joc un nou Dragon Age care să fie mai interesant decât Inquisition, că pe mine nu m-a prins Inquisition, nici pe mine, nici pe voi. În caz de vă mai întrebați, bă, ce se mai întâmplă mă cu Prince of Persia Remake? Mai apare, se mai întâmplă ceva cu ei? E bine, Prince of Persia este iarăși mutat cu cortul de la un studio Ubisoft la altul, iar acum a ajuns la Ubisoft Toronto, care să ajute și ei la developmentul acestui proiect. Bă, băiatule, nu știu ce Dumnezeu le-a atâta să dea remake la un joc, dar mi se pare absolut nebunie ce vor ei să facă aici. Singurul dezavantaj aici e că cei de la Ubisoft Toronto sunt fix oamenii care au scos niște jocuri nu prea grozave de la Ubisoft. Bine, eu le consider nu prea grozave, adică Far Cry 5 și 6 și mi se pare că mai era încă unul tot așa mai nouț, care iarăși nu prea a fost ce trebuie, dar să sperăm că o să iasă ceva. Eu am încredere, ok? Eu vreau să mi se dovedească opusul la ceea ce spun. De-aia sunt mereu hater între ghilimele față de anumite companii și de față de anumite jocuri, că chiar vreau să mi se dea peste nas, vreau să fie ceva bun, vreau să pot să fac content cu ceva care să fie ce trebuie. Și rămânem totuși puțin la Ubisoft, pentru că pe 10, da, au ei prezentare pe internet, am zic pe Twitch sau toate alea, dar mi se pare că au pe YouTube, de fapt, prezentarea. Ubisoft Forward o să fie luni, cred că la ora 10, dar corectați-mă dacă greșesc că nu mai țin minte exact toate orele la fiecare eveniment, dar dacă vă uitați la acel eveniment, aveți șansa să
Bine, n-aveți șansa, garantat primiți, dacă vă uitați pe Twitch, veți primi următoarele reward-uri în Rainbow Six Siege, în Avatar, în aparent în Star Wars vei primi un un reward, Nyx Defiant, Skull and Bones, Motor Crew, The Crew Motorfest, Assassin's Creed Valhalla și Assassin's Creed Shadows, veți primi fel și fel de reward-uri. Ce drept prin niște skin-uri destul de interesante în Assassin's Creed Valhalla, dar din păcate nu cred că o să intru eu ca să le și văd acum care fi treaba cu ele. Continuăm totuși cu Ubisoft, că mai avem niște informații interesante. Aparent, Avatar Frontiers of Pandora va sosi destul de curând pe Steam, caz de erați mari doritori să colecționați jocul ăsta undeva pe 17 iunie. Eu personal nu sunt mega hype, l-am jucat deja, nu pot să zic că este ceva senzațional, nici nu cred că i-am mai făcut review, că m-am cam plictisit de la jumate încolo, dar hei, poate vouă o să vă placă mai tare. Și bomba cealaltă, ci că e posibil ca luni să avem trailer în sfârșit pentru Beyond Good and Evil 2. Dar nu cred. Eu nu cred până nu văd. Jocul ăsta a fost copt și aruncat în stânga și în dreapta, încât nu cred că o să-l mai văd la față vreodată. El nu o să vadă lumina soarelui cât om trăi, vă zic eu sigur. Nu o să fie. Probabil că mai țineți minte, dar acum câteva luni a fost anunțat un joc numit Clockwork Revolution. Ei bine, în sfârșit au mai purt câteva informații noi despre acest joc, care este extrem de inspirat din Bioshock Infinite, pentru care atât tematica, dar și gameplay-ul destul de asemănător. Ne se mai dau câteva informații extra, este un deep FPS RPG, adică așa cum este și Bioshock Infinite, cu dark humor, evident, full character creation, branching dialogue system, massive reactivity, steampunk weapons, crafting, toate alea. Deci, pe scurt, ți se dau o grămadă de unelte și ce este mai important, avem good and bad consequences. Deci, mai probabil o să fie playthrough-uri diferite de la jucător la jucător, în funcție de alegerile pe care tu le faci. Ne ducem puțin mai departe la niște știri legate de The Last of Us și despre tot universul de la Naughty Dog, dacă e să luăm așa, pentru că Neil Druckmann susține că pe viitor acest studio, acest Naughty Dog nu va mai rămâne studioul The Last of Us, pentru că de ceva timp acest studio este cunoscut ca și studioul The Last of Us, pentru că au scos atâtea chestii, au scos serial, au scos Last of Us 2, au portat The Last of Us și chestii de genul, s-au făcut remastered-uri și alte nebunii și cumva na, seria Uncharted fiind deja terminată, vă dați seama că alte proiecte nu mai au. Trebuie să treacă mai departe și aparent iau niște idei de single player, niște proiecte pe care le-au pornite sau încă sunt în fază de debate acolo și dar sincer eu sunt tare curios să văd ce le mai poate mintea și ce vor ei să mai aducă mai departe și aparent de la asta văz 2 este cam semisetat să vină și el pe PC cât de curând posibil. Poate nu neapărat anul ăsta că deja avem God of War Ragnarok, dar hei, pot să mă înșel oricând, pentru că deja avem Ghost of Tsushima acum, God of War Ragnarok mai încolo, poate spre Crăciun vine și The Last of Us 2, cine știe, poate când o să vină sezonul 2 din serial, care o să aibă 7 episoade, da, ați auzit bine, este cu un episod mai scurt, dacă nu mă înșel, față de primul, dar ei se concentrează mai tare pe acțiunea din sezonul 3, care va fi mult mai mare și mult mai pompos, și care să croiască drum pentru sezonul 4, ceea ce mie mi se pare puțin aiurea, pentru că deja sezonul 2 și 3 sunt acțiunea din primul, din jocul al doilea, deci 4 probabil se va concentra pe poveste ori originală față de joc, ori cine știe acum ce o să fie mai exact. Eu sunt curios, dar în același timp și puțin sceptic. Puțin acolo, un pic așa, mi să nu fiu dezamăgit. Umblă niște vești pe internet că cei de la Monolith cumva au niște probleme cu jocul Wonder Woman. În caz de nu știați, Wonder Woman avea să fie transformată în joc, cât de curând spuneați că și au o adaptare așa în lumea jocurilor video, dar ci că Monolith cumva au niște probleme cu jocul ăsta și este într-o stare cam nasoală. Eu sper totuși să se remedieze toată treaba asta sau aceste zvonuri să nu fie adevărate. Xbox urmează să publice un nou joc pentru Toys for Bob. V-am mai spus asta și săptămâna trecută. Cumva voi mi-ați mai dat niște idei că ar putea să fie un nou Spyro. Acum nu știu sigur, ar putea fi chiar și un Crash. Acum vă aștept alte păreri din partea voastră. Am zis să vă readuc aminte în caz de aveți alte opțiuni când vine vorba de sugestii. Și încă o chestie destul de nasolică aici, că v-am zis la început de video de firme care iarăși au dat oameni afară. Ei bine, cei de la Take-Two, care se ocupă și de Rockstar și de multe alte firme, aparent și-au închis și au vândut divizia care se ocupa de jocuri indie sau jocuri ceva mici așa,
nu AAA-uri de la mare de tot, dar se ocupau de niște jocuri destul de fainuțe, și anume acest Private Division. Probabil că alte firme se vor interesa și vor achiziționa acest brand, cât să ajute mai departe cele indie game-uri să fie aduse și lansate în fața piilor de jucători. Mergem mai departe către Sims, care vine cu un update în stil Battle Pass. Da, ați auzit bine, aparent noile chestii aduse în Sims se vor debloca pe ideea de Battle Pass. Probabil trebuie să faci XP împerechindu-te cu toată lumea. Nu știu cum funcționează Battle Pass-ul în Sims, ce quest-uri poți să faci. Foarte dubios. Cred că a sosit momentul să ne mai oprim din a face jocuri pentru Xbox Series S sau să nu mai prioritizăm atât de tare acea consolă, pentru că aparent cei de la Kingdom Come Deliverance 2 sunt puțin limitați din cauza acestei console și de aceea jocul va rula, evident, la un frame rate ceva mai scăzut, încât să nu pară că acea consolă este în spate rău de tot. Dar S-ul chiar cumva i-au tras în jos rău de tot și au trebuit să facă jocul ceva mai micuț față de ce își doreau, dar totuși este mult mai mare decât precedentul. Acum avem și două trailere pe care aș vrea să vi le arăt. În primul rând avem proiectul G-Assist de la Nvidia, care este un AI assistant pentru jocuri, ce vrea să zic așa cam ce ar trebui tu să faci în jocuri în general. Vezi, zice, uite, craftează și tu chestia aia, ce e aia de acolo, ce build să folosesc pe aici și chestii genul ăsta. E o unealtă interesantă, dar nu pot să zic că mă interesează atât de tare. Și bine, ăsta e și gândit pentru a te ajuta să-ți setezi graficile în jocuri, că zice, uite, ți-a funcționat jocul în felul ăsta, ar fi bine să dai aia mai jos, dai aia mai tare. Știți voi, sfaturi de-astea nebune. Nu știu ce să zic, nu mă dă pe spate, dar cu ideea ce pot să își fac aici. Și nu știu dacă mai țineți minte jocul ăla ultra realist de... Era nebunie cu el, că vai doamne, se vede fix ca și cum ne-am uitat la filmările alea de la SWAT și toate astea. Uite că jocul Bodycam este în Early Access și o să fie lansat și el pe iunie 7, adică deja a fost lansat dacă vă interesează să-l jucați, și mi se pare că chiar este și multiplayer. O să încerc să fac și eu rost de el și să facem un clip 2-3 cu el, că pare destul de nebunatic pe aici, mai ales cu grafica asta și cu POV-ul ăsta. Mamă, te cam iau o leacă cu fior, dacă e să mă întreb pe mine. Mergem acum puțin la secțiunea de filme. De filme bazate pe jocuri, filme și seriale mai exact, știți voi. Trendul ăsta ce tot se întâmplă acum. Aparent, Hiroyuki Sanada din Shogun este în discuție cu cei care se ocupă de filmul Ghost of Tsushima. Ei bine, chiar s-ar potrivi acest domn să joace poate chiar rolul lui Lord Shimoda. Chiar arată destul de bine, dacă e să mă întrebați așa, chiar se potrivesc, bă, chiar ar trebui să meargă pe treaba asta. Și aparent David F. Sandberg este directorul filmului Until Dawn, care este în Ungaria. Interesant, este filmat undeva pe aici, joacă pe asta și ceva ce probabil nu v-ați fi așteptat, a apărut așa de nicăieri, anunțul oficial pentru serialul Yakuza Like a Dragon, ce vine în octombrie 24 în 2024. Ziceți voi, a auzit cineva că trebuie să vină vreun serial Yakuza? Nu, n-a auzit nimeni, a apărut de nicăieri, toată lumea era gen, what? Scuză-mă, ce? Pe bune? A fost foarte, foarte nebunat, greu de tot. Și ne duce puțin mai departe la Hitman, care pregătește acum Hitman 3 VR Reloaded, ce o să fie lansat pe MetaQuest 3. Dacă aveți un MetaQuest 3 în special, veți putea fi acum noul Agent 47. Și dacă sunteți amatori de jocuri gratis, cei de la Epic Games vă oferă gratuit până pe data de 13 iunie, Marvel Midnight Suns, care este un joc destul de interesant, cu toate că poate nu este pentru toată lumea, fiind un joc așa cu cărți, semi-strategic, vedeți, în stilul ăsta XCOM, deci mă gândesc clar că nu este pentru toată lumea. Mie îmi place, l-am văzut pe la unii pe la alții și mi se pare tare rău de tot, dar nu o să forțez lumea să se uite la așa ceva, pentru că evident nu ar ajuta deloc. Poate dacă îl voi juca vreodată, îl voi posta pe unul dintre canalele secundare. Ne ducem mai departe la un remaster pe care nu cred că l-a cerut nimeni, dar a apărut de nicăieri. Yooka-Laylee primește un remaster, ce se va numi Yooka-Replaylee, super drăguț acest nume. Și nu în ultimul rând, dar este de fapt ultimul anunț,
Steam Next Fest revine, acel festival de jocuri ce ne va aduce o grămadă de indie-uri interesante pe care abia aștept să le încercăm, va sosi de pe data de 10 iunie. Dacă sunteți interesați să încercați o grămadă de jocuri indie și chiar vă sfătuiesc să faceți asta pentru că veți găsi o grămadă de jocuri tar rău de tot, știți că și am trecut ne-am distrat destul de tare încercând multe dintre jocurile astea de aici și pe lângă asta voi mi-ați sugerat o grămadă de titluri interesante, chiar și anul ăsta o să vă rog la fel, dacă vedeți ceva făinuț, bum, lăsați în comentarii și eu promit că o să încerc și eu sunt tare curios să descoper chestii noi pentru care să fiu hyped pe viitor. Așa că oameni buni, cam asta ar trebui pentru acest video, sper că pe nu uitați să dați like, subscribe și comment, scuze că a durat atât de mult, dar ați văzut, am avut o tonă de discutat, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare.